ultima săptămână a Domnului Iisus. Repetăm, în 14 Nisan, anul ăsta o să fie 4 după masa, pe 5, de fapt, 14 Nisan, și 4 după masa intră 14 Nisan. 14, da. La apusul soarelui. Da, 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 la apus după ora 6, 8, când apune soarele. 14, 13, 12, 11, 10. 5 zile înainte apare ceva. O intrare glorioasă în Ierusalim. Singura carte, asta e interesant, că nu, vedeți? Și asta e interesant. Atâta timp curcă traducerile și eu cred că și greșelile traducătorilor, bă, toate Evangheliile zic într-un fel, una într-alta. Atunci a intrat. Nu, atunci a intrat în Ierusalim. Atunci a jertfit Maria vasul ei de alabastru. Atunci. Nu, dar 100% e vorba de același lucru și 100% unul a zis corect și ceilalți, nu că nu au zis corect. Eu cred că tradus, o fi greșit ceva la ăștia când au scris. Să vă zic de ce. Ioan se pare că e singurul care, eu zic, că după ce v-am numărat 14, 13, 12, 11, 10, cine a intrat în 10? Domnul Iisus. Camielul lui Dumnezeu. Asta mi-e dovada. Și atunci, dacă mă duc după dovada asta, că el în 10 Nisan a intrat în Ierusalim, singurul Ioan care zice asta. Că ceilalți cu două zile înainte, cu, nu știu, ceva nu-i regulă. Evenimentul nu a avut loc decât o dată. Nu o să ai o singură dată. Nu se poate intra de 100 de ori glorios. Cu, pe măgăruș și așa. O singură dată a intrat. Da. Scurt am vrut să zic. Eu am ajuns la concluzia că Dumnezeu a permis lucrurile acestea și eu nu e neapărat traducător, că o să o verificat. Pur și simplu, după nu știu câți ani, să rescrie anumite evenimente. Nu toate au fost cu atâta claritate. Da. Noi, dacă ar trebui să redăm după 10 ani, da. Ce s-a întâmplat? Cu ce claritate? Dar ideea îi că cei care sunt credincioși lui Dumnezeu vor vedea totdeauna învățătura, esența, nu detaliile care nu sunt esențiale. Exact. De-aia mi-am notat pe foiță așa. 9 Nisan, Cina din Betania și Maria, care varsă vasul de alabastru. 10 Nisan, intrarea Domnului în Ierusalim. Așa știu sigur că-s așa. Da. Și restul e 10-13 Nisan. Da. Bă, nu știu cum îmi spusă. Unul zice într-un fel, unul zice într-un altul. Dar ce mi-e musai mie să știu că mă, în 10, în 11 s-a întâmplat asta, în 12, dar ce mi-e musai să știu? Exact pe ce zice Rudi. Esența contează de acolo. În schimb, contează, repet încă o dată, 10 Nisan și 14 Nisan. Astea sunt esențiale. În 10 intra mielul Domnului Iisus. În 14 jertfi mielul Domnului Iisus era pe cruce, la ora când ei jertfeau mielul, el era pe cruce deja. Astea sunt musai pentru că sunt tip. Așa, cum e microfonul ăsta, e în oglindă. Ca și ăsta, exact așa le-au lăsat. Și numai un creator inteligent le-a putut lăsa așa. Deci noi, dacă ar fi să facem așa ceva, noi n-am putea nici negru sub unghie să le potrivim, așa e perfect toate. Poate că știți când potriviți mai bine, atunci iese și mai rău. Nu știu dacă v-ați dat seama. Noi ca om. Cina din Betania, 9 Nisan, Ioan 12. Parafrazez, o să parafrazez versete. Nici nu musai da nici să le notez, că le iau pe parcurs. Aici ne dă cu 6 zile înainte. Și intrarea glorioasă a Domnului Iisus zice a doua zi. Deci cu 5. De aia știm că Ioan, cumva datele din Ioan par a fi cele potrivite. Este foarte interesant, la cina din Betania, care apare Lazar înviat din morți. El era acolo la cină. Maria a jertfit ceva. Maria și-a jertfit și-a sacrificat ceva. Știți cât a costat-o pe Maria lucrul acela? Soră Marie, că ești aici cu noi. Știi cât a costat-o pe Maria numele tău de-a uns câteva secole? Cât a costat-o să jertfească vasul de alabastru? Un an de zile că intra un evreu. Un an, așa am citit și eu. 300 de dinari. Că 300 de dinari și dacă un an era, o zi era cam cu un dinar. Aproape un an de zile. Deci omul trebuia să-și jertfească plata de un an de zile. Deci femeia asta, că de aia sunt femeile aici, ele jertfesc poate de multe ori mai mult ca bărbați. Sunt mai sensibile. Sunt mai nu știu cum, mai simțitoare. Da, asta e. Și bărbații. Dar bărbații au naturalețe de mai duritate, mai aspru, autoritate în familie și așa mai departe. Femeia e cea care e mai simțitoare. Ea jertfește, lasă că e ok și așa. Un an. Da.
Un gând legat de aspectul ăsta că femeia e mai simțitoare este un verset în Vechiul Testament în care Dumnezeu se compară cu mama. De aceea sensibilitatea mamei e așa. Chiar dacă o mamă își va uita copiii cu niciun chip, Dumnezeu se compară atunci cu o mamă, cu o femeie. Domnul Iisus se compară la fel, am vrut să vă strâng cum își strânge o găină cu cloștă, pui, n-ați vrut, la fel, ca o mamă, dar de animal, puiuț. Maria a uns picioarele, capul, arată diverse ipostaze și dacă a uns capul, a ajuns pe picioare, mirul acela sau acel parfum minunat și am înțeles că a umplut întreaga casă. Deci acea jertfă făcută Domnului Iisus se poate rectifica și pentru noi astăzi, se poate translata când cineva se jertfește și mirosul umple casa. Adică se bucură și ceilalți. Deci nu e ceva la înascuns, cumva. Vedem că Domnul Iisus a lăsat-o, lăsat-o, că ea a făcut asta pentru ziua îngropării mele, deși a avut acolo un potrivitor ca Iuda, care dorea să fure din plasă, din pungă. Următoarea zi, 10 Nisan. V-am zis, astea sunt cele două zile care le avem fixe. Pentru că, zice, a doua zi după această cină a făcut ceva. A intrat în Ierusalim. Am citit din Psalmul 118. Domnul Iisus totdeauna, asta mi se pare, și Daniel are obiceiul ăsta să facă legături între vechiul și nouul și frații au în general și când se prezintă caractere a vrednicilor din vechime. Vedem extraordinar se reflectă cu nouul nou legământ și cu noua ordine. Ziua, intrarea în Ierusalim, am citit-o în Psalmul 118. Vă amintiți ce zice psalmistul? Psalm mesianic, l-am citit la început. Zice, Osana, da, Osana, cuvântul Hoșana, care înseamnă mântuiește, te rog. Asta e că, asta m-a indus în eroare. Am la rând, eu n-am știut că acolo scrie Osana. Nu mi-am dat seama. Dar după aia mi-am dat, stai, dar ce înseamnă Osana? Osana asta înseamnă mântuiește, te rog. Mântuiește, ne salvează, ne te rugăm. De ce e împlinit psalm? Osana, mântuiește-ne, te rugăm, binecuvântat este cel care vine în numele Domnului, Împăratul lui Israel. Împăratul lui Israel l-a adăugat ei. Ei îl doreau împărat chiar atunci. Ce zice Domnul Iisus? De ce a venit pe o măgăriță? Pe măgar, pe mânziune măgăriță. Ca rege, nu? Așa am înțeles că era sistemul. Atunci veneau regii pe, nu? Pe măgăruș. Pe... Deci ca rege, chiar a intrat ca și rege. Nu știu dacă nici eu n-am fost familiar, acest psalm 118, care ei l-au cântat, vorba lui Rud din perioada aia. Știți când se cânta? M-am amintit și Daniel în vorbire, la Sucot, la sărbătoarea colibelor. A corturilor, a colibelor, că ăla e cuvântul Sucot, colibă, cort. Dar știți că sărbătoarea corturilor e singura sărbătoare din mileniu? Singura. În Zaharia e amintită. Familia Egiptului, care nu va veni să se închine de sărbătoarea olivelor. Nu va cădea ploaie peste ei. Nici o altă sărbătoare nu se va mai ține. Paștele au fost moartea Domnului Iisus ca miel. Au trecut ca sărbătoare. Nu o singură dată a murit mielul. Domnul Iisus, mielul de Paște. Ziua, sărbătoarea trumpetelor sau a trâmbițelor. Părerea mea, numai eu zic. Lumina care luminează, trâmbița care sună, sună de mult timp. Cuvântul în fața noastră. Ziua ispășirii. Pare să că nu-i gata. Nu s-a făcut ispășire complet, că nu vedem încă răutate, nebunie și așa. Urmează să se intre și să se termine toate sărbătorile astea, ultima e Sucotul, sărbătoarea colibelor. Și aia însemna, din câte am înțeles, ei aveau sus cerul, vedeau, de-aia aveau finit, de-aia aveau alea de finit. Alea le puneau la acoperiș. Și aveau gol. Și se uitau la cer și la Dumnezeu. Și aminteau de Dumnezeu și ce-au fost ei, ce-au făcut prin pustie. Exact ce-a vorbit Daniel la prima oră. Cum au trecut prin pustie, ce-au făcut și așa. Ce încercări au avut, cât de mult au căzut, cât de mult s-au îndreptat și așa mai departe. De-aia Sucotul, ca idee, ca simbolul ăsta, va fi în funcție. Că toți își vor reaminti de tot ceea ce... Este o vorbă între frați, tot filmul ăsta sau toată istoria asta, drama asta umană, o să o retrăiască și o amintească toți, uite ce s-a putut întâmpla. Mai departe.
intrarea Domnului în Ierusalim. Da. Și acum ieșim din Ioan. Că interesant. Asta e iarăși interesant. Uitați-mă ce e interesant. Cum lucrează Dumnezeu cu apostolii. Ioan s-a oprit aici. Am fost săraci dacă nu mai zicea nimic alt apostol. Tot restul ce am pe listă nu e în cartea lui Ioan. Deci restul zilelor nu sunt cartea lui Ioan. Ioan, din momentul intrării, intră direct la spălarea picioarelor, care e în 14 Nisan. Domnul le spală picioarele în cină, în momentul cinei aia a lor, evreiești. Dar sunt ceva gânduri care zice că cu o săptămână înaintea. Da, probabil. Da. Nu, cel puțin Ioan așa pare. Că... Acum zice, să vă zic, hai că putem și două versete ca să clarificăm clar. Înainte, versetul 1 zice un fel, versetul 2 altfel, zice. Înainte de sărbătoarea Paștelor, deci s-ar înțelege înainte cu așa zici, i-a iubit până la capăt. Și versetul 2 zice altceva. În timpul zice, în timpul cinei. Da, zice. De asta zic. Da, zice, în timpul cinei. Și după aia, diavolul a intrat în Iuda și Iuda s-a dus. Și Iuda știe că s-a dus o singură dată. Iuda o singură dată s-a dus. Deci ce înțelegem prin asta? Înțelegem un fel următor. Domnul i-a spălat picioare și la Iuda. Asta se înțelege. Nu știu dacă voi înțelegeți lucrul ăsta sau da, nu. Da, da. El a participat la cina ca Paște evreiesc. La spălarea picioarelor, a intrat diavolul în el, de l-a plecat și-o făcut treaba. De acolo încolo, cina de amintire nu mai a participat Iuda. Și eu am s-o terminat aici. Și, repet, am vreo 20 de versete care sunt ale alte evanghelii. Spălarea picioarelor e înainte minute de cină. Exact, exact. Dar Iuda era încă. Era, și intră satana în el și pleacă. Știți? Dar asta e problema interesantă. Că, repet, cât de precis e Ioan, și lipsesc la Ioan 3 zile. Deci 3 zile lipsesc la Ioan din scriere. Eu nu înțeleg cum. Dar eu asta văd minunăția lui Dumnezeu că folosi caractere diferite. Ioan a văzut ceva și a scris. Luca a văzut altceva. Luca a strâns la toți. Nu? Luca parcă da, strâns. Da, Luca a strâns la toți. Matei vameșul, nu? El a avut altă viziune. Fiecare a avut viziunea lui. Și acum să vedeți ce frumos se combină celelalte evanghelii. Și începem cu... Acum aici e oarecum o ordine, nu o luați neapărat cea mai perfectă, dar oarecum o ordine. 1. După ce intră în Ierusalim, a doua zi dis de dimineață, leastă-mă smochinul. Vă amintiți? Era sezonul fructelor? Nu. Nu era. Păi și ce treabă avea Domnul să ceară fructe dacă nu erau fructe? Cum adică să ceri fructe? Că tu știi că nu e sezonul de fructe. Cum se poate așa ceva? Nu erau fructe. N-a găsit decât frunze. După aceea, le spune că tot ce veți cere în rugăciune veți primi. Acum noi înțelegem clar că e vorba de Israel acolo. Sper că se înțelege clar că e vorba de Israel. Domnul a venit, a cerut de la Erode, ei n-au avut roade, ei au fost uscați o vreme. Uscarea o să vedem ulterior. 2. Curățirea templului. Mergem în Marcu 11:11. De asta zic, uite cum se completează Evangheliile, extraordinar. Marcu 11:11. Iisus a intrat... Nu, no, stai cu ceva, nu-i... Ba da, aici. Deci, prima dată intră în Ierusalim, e la 11:11 în jos, de fapt, și s-a dus în templu, dar nu atunci a curățit templul. O blestemat smochinul, e 11:12, și după smochin, el se duce în templu. Deci după ce o blestemat smochinul, s-a dus în templu. Și în templu, ce-a văzut acolo, dragii mei, frate? O peșteră de tâlhar. Am vorbit cu sora Margaretă în pauză și cu sora Nuții. Binecuvântat este omul care se încrede în Domnul, blestemat este omul care se încrede în om. Și m-a întrebat sora, dar toți ar fi așa cu probleme oamenii? Nu toți. Numai aia care să fie ai cuiva, a cui. Acel e rău. A peșterii astea e de tâlhar, de care zice aici. Deci, zice Marcu 11:17. Casa mea se va numi o casă de rugăciune pentru toate popoarele. Dar voi ați făcut din ea o peșteră de tâlhare. Repet, vă amintiți cum le-a spus, am vorbit cu surorile în pauză, că m-a întrebat sora Margaretă, vă amintiți cum le-a spus la farisei și la cărturari. Voi sunteți copiii lui Avram, s-au lăudat ei.
O zis, nu, voi sunteți copiii cui? A diavolului. Unu, ei erau copiii lui Avram din sânge. Doi, erau credincioși în seama lor și Domnul Iisus a spus că sunt copiii diavolului. De ce? De ce? Am zis, Dani, la prima oară, de ce? Că dacă am fi al lui Avram, ar face faptele lui Avram. Exact. Faptele lui Avram l-ar fi recunoscut pe Moise, care a spus, din mijlocul vostru, Domnul va ridica un proroc ca mine. Dacă l-ar fi crezut pe Avram, singurul lui fiu jertfit, a vorbit frate Nicolae, ești foarte frumos, singurul lui jertfit, fiu jertfit al lui Avram. A trecut Avram prin aceeași chestie, tata lor, Moise, un proroc ca și mine. Și vine eu, am prorocul. Normal că el, tu ești. Nu, nu sunt eu. Mi-a spus clar, nu? Deci știți că l-o întrebat de mai multe ori, tu ești prorocul care de Ilie, care nu-s eu. Eu nu sunt vrednic să-i leg încălțăminte, legătură la încălțăminte, la cel care vine. Și cel care vine dinainte de mine, sau nu știu cum, el exprimă cumva, el îl recunoaște și ca mielul lui Dumnezeu. El e singurul care dă ținta spre Domnul Iisus. Bun, mai departe. O blestema smochinul, o curăța templu. Și vine dimineața și după ce l-a blestemat pe smochin, l-a găsit uscat. Și știți ce le-a spus? În Marcu 11:21, învățătorule, iată că smochinul pe care l-ai blestemat s-a uscat. Smochinul reprezintă poporul Israel. Exact. Deci smochinul reprezintă poporul Israel, pentru că ei nu l-au acceptat, n-au avut roade. Despre ce roade e vorba? Că nu smochinii, nu ne interesau smochinii. Ce roade e vorba? Rudile m-am amintit de atâtea ori. Roadele Duhului Sfânt. Roadele Duhului Sfânt. Darurile Duhului trebuie să se reflecte în fiecare și să rodească. Și roada aceasta pentru cine e, fraților? Pentru mine? Fiecare în partea mea? Nu, nu. E pentru ceilalți. De-aia parfumul Mariei miroase în toată casa. Parfumul Mariei miroase în toată casa. Ăilalți trebuie să vadă. Dacă numai eu văd, eu cred că am probleme mari. Curățirea, deci blestemarea smochinului, curățirea templului, găsesc smochinul uscat. Deci Israelul și-a primit pedeapsa și sentința. Și acum Domnul, cu toate astea, din păcate, știe ce se întâmplă, dar totuși plânge. Nu știu dacă voi vă dați seama câtă putere a avut Domnul Iisus. Să... Și pe cruce. Voi vă amintiți. El ce a zis pe cruce? Iartă-i, căci nu știu ce fac. Și lepător la Maria ce a zis? La mama lui. Ce-o zis? Iartă-i, fiul tău. Exact. Deci el era pe cruce în agonie, ca om. Era om. Nu putea fi ființă spirituală, a fost ființă naturală, pur sânge din el, ca om. Voi știți, ne tăiem la un deget și știm, mai ales bărbații. Femeile pot îndură mai mult. Bărbații, noi suntem mai... Un pic te înțep și te tai, vai de mine ce încurge sânge și ce sus sar. Domnul Iisus îi curgea un loc puns, în 4 locuri sau în 3, în câte loc fiind puns, în 2, nu știu, că dacă vă lemn a fost în 2, dacă vă cruce a fost în 3, nu știm și nici nu ne interesează, că l-am puns, asta e, în palme și în picioare. Îi curge sânge, el murea și el se gândește la ceilalți. El o trăie pentru ceilalți. Deci, fraților, el se gândește la ceilalți și nu la el. Nici măcar, nici măcar nu ne trece prin minte cât de, nu știu, și asta mai pățit odată acum. Deci el îi blastemă ca smochinul, simbolic, se uscă smochinul. Și el după aia plânge pentru popor. Cum plânge? Luca 19:41. Când s-a apropiat de cetate, a văzut-o și Iisus a plâns. Dar voi știți ce înseamnă plânsul ăsta? Eu am traducere cu explicație jos, cu steluță. E revizuită, v-am mai spus. La unele cuvinte, dă explicație. Dar e plâns în hohote. Deci nu plâns. Nu că îmi curge o lacrimă. Nu. Plâns în hohote. De ce? De ce o plâns pentru Israel? Pentru că l-au cunoscut vremea cercetărilor. Asta e răspunsul. Și îl citim în Luca 19:44. Te vor face una cu pământul. Rășmași. Pe tine, pe copiii tăi, din mijlocul tău, nu te vor lăsa piatră pe piatră, pentru că n-ai cunoscut timpul cercetării tale. Da.
Eu am mai spus, și poate că voi vă supărați pe mine, astăzi este iar un timp de cercetare. Astăzi, în care cuvântul e aici, în fața noastră. Atâta lume îl dă la o parte. Exact la fel. Eu cred că și noi suntem în aceeași situație. Să avem milă, compasiune. Și să încercăm cu cine intrăm în legătură, să-i amintim, măcar tangențial, dacă există posibilitatea de Creator și de Domnul Iisus, de jertfă. Pentru că ei nu-și cunosc timpul cercetării. Astăzi se repete istoria sub ochii noștri. O să încheiem. Păi fără cinci. Mai continui și nu. Numesc cele care au rămas. Deci, repet, 9 Nisan, cina din Betania, Maria unge cu parfum pe Domnul Iisus în vederea îngropării. 10 Nisan, mie intră în cetate, Mielul lui Dumnezeu intră pe măgar ca și împărat. Hoșana, mântuiește-ne, te rugăm, binecuvântat este cel care vine în numele Domnului. Domnul Iisus intra, ramuri de finic, folosite în sărbătoarea coligelor, imaginea împărăției când va intra triumfal în Ierusalimul Ceresc. Aia, ăla e momentul în care o să vadă orice ochi. Ăla e momentul în care o să vadă orice ochi. Și acum, de la 10 Nisan la 13 Nisan, avem nelămuriri în momentul datelor. Blestemarea smochinului, curățirea templului, smochinul uscat, plângerea pentru Ierusalim și să vedeți câte pilde au fost. Deci, în 13 Nisan, ce se mai întâmplă? Până în 13 Nisan, pilde. Cei doi fii, unul care ascultă, unul care nu, care zice că face și nu face. Viticultorii, nunta fiului de împărat, 10 fecioare, talanții, oile caprele, birul cezarului, învierea, porunca cea mare, îi mustră pe cărturași pe farisei, vai de voi, vaiurile, văduva sărată și semnele parusiei s-au sfârșit în viacului. Dar asta, fraților, eu nu mi-am dat seama data trecută când vorbeam cu Rudi. Se întâmplă, eu știu, am știut că se întâmplă multe în perioada aia, dar nu mi-am dat seama că s-a atâtea. Deci, pentru că Ioan nu le spune. Ăsta e baiul. Deci dacă te duci pe lista lui Ioan, Ioan se... Dar el se ocupă de anumite. El se ocupă de... Știți de ce se ocupă Ioan și nu se ocupă alții? Cu rugăciune. Da, și ce găsim de la 13, 14, 15, niciunul nu spune. Exact. Deci rugăciunea, de-aia Ioan este sensibil. Ultimul mesaj al Domnului. Exact. Deci de-aia Ioan are altă... deci el nu s-a ocupat de pintele astea, el s-a ocupat de altă parte. El a fost mai aproape de Domnul. Exact. Rugăciunea Domnului Iisus, numai unul aproape de el o putea auzi. N-avea cum să o pună altcineva. A fost singurul care s-a răzemat de Domnul. Numai el o putea auzi. Și ceilalți au auzit. Da, pildele toți le-au auzit. Le-au auzit și farisei, vaiurile, și farisei le-au auzit. Și mă gândesc că Ioan a scris, dacă nu mă înșel, nu știu când scrie epistola lui, dar o scrie, cred că după ce ăsta și el nu mai știu, completat dar, doar da. ce l-a spus. Posibil și așa, ce zici tu, posibil și așa. Dar e extraordinar cum se îmbină una cu alta. Și nu, repet, când începe în 10, în 11, singurile care, încă o dată le repet, cina de amintire 14 Nisan și mergem înapoi 5 zile și dă 10. Intră miei, intră mielul lui Dumnezeu. Astea două principale. Restul, că se întâmplă în 10, în 12, în 11, aia nu mai contează. Dumnezeu să vă binecuvânteze încă atunci în cerere tare Tatălui și vouă. Dumnezeu să vă